Acest program conține plasare de produs. Bună seara! Sunt Mihaela Rudenco, urmăriți emisiunea Despre Noi Altfel. Mobias Banca OTP Group deține o poziție de top în sistemul financiar din țara noastră, cu o reputație impecabilă în afaceri. În fiecare an dedică promoții pentru cei din sectorul agricol, iar în 2021 banca vine cu un alt fel de suport pentru toți cei care au dezvoltat o afacere în acest domeniu. Mai multe detalii aflăm de la invitata noastră din această seară. Este vorba despre doamna Tatiana Maximov, șef departament agrobusiness. Bună seara și bine ați venit la AgroTV! Bună seara! Salut cu drag fiecare dintre gospodarii acestei țări. Vă salut pe dumneavoastră. Bucuroasă să revin aici. Cred că vom avea o discuție Da, cu siguranță vom atinge subiecte interesante pentru fiecare. Și apropo, suntem live și pe pagina de Facebook AgroTV Moldova. Acolo ne puteți urmări și chiar ne puteți adresa întrebări în secțiunea comentarii. Așadar, doamna Maximov, agricultura este un domeniu cheie, mai cu seamă în Republica Moldova, iar investițiile în acest sector sunt vitale. În dorința de a ne adapta realităților în care trăim, e o perioadă oarecum complicată, avem nevoie de soluții moderne, diferite de tot ce am avut până acum. Și iată, spuneam la început că Mobias Banca în acest an este altfel. Cum și-a propus banca să susțină comunitatea de afaceri într-o perioadă destul de dificilă pentru întreaga societate? Adevărul este că Mobias Banca deja de ani buni se prezintă nu doar ca un partener financiar, dar și ca un suport în materie de consultanță financiară pentru clienți. Și aici încercăm să fim diferiți prin sfaturile pe care le oferim comunității de business, nu doar în ideea de a vinde produse bancare, dar de a le propune anume acele produse care corespund necesităților fiecărui business în parte. Și aici, dacă vorbim concret despre agricultură, cu toții știm cât este de specific acest domeniu, respectiv și necesitățile sunt foarte specifice până la urmă, da. Totul este legat de modul în care se desfășoară lucrurile în mod natural, deci de sezonalitatea business-ului, de condițiile climaterice, de mărimea afacerii până la urmă, de localizarea geografică. Respectiv, noi ne-am propus să tratăm într-un mod absolut diferit sectorul agricol față de alte sectoare. Și aici vorbesc de o combinație dintre produse bancare, oportunități de finanțare din resurse internaționale, Mobias Banca fiind o bancă foarte activă la acest capitol, având cele mai multe contracte cu instituțiile financiare internaționale, oferind produse cu componente de grant, cu consultanță gratuită, cu prețuri foarte avantajoase în, să zicem, în mediul de preț care există acum la moment. Combinând toate acestea, cred că avem ce oferi agricultorilor. Și îmi dau seama că vorbiți cu fiecare client, cu fiecare agricultor în parte, pentru că e specific ce își dorește fiecare și respectiv ca să le puteți oferi niște servicii exact cum își doresc ei. Exact. De ce sectorul agricol în ultimii ani a devenit atât de important pentru Mobias Banca OTP Group? Acest sector întotdeauna a fost vital pentru economia noastră și, bineînțeles, a fost un sector țintă pentru banca noastră ca și domeniu de business. O afacere poate să meargă bine atunci când clientul este mulțumit. Și aici îmi place foarte mult un citat referitor la satisfacția clientului. Un client nu trebuie să-i oferi ceea ce îl așteaptă, deci trebuie să-l uimești. Și asta încercăm să facem. Deci și atunci când în urma încheierii unei tranzacții cu un client simți acea uimire plăcută asupra procesului care a avut loc, deci asta e adevărata mulțumire și recompensă și partener pentru client. De unde a pornit ideea organizării Tombolei Agricole 2021? Iarăși, pornind de la ideea de a fi diferiți și pornind de la situația nu tocmai fericită a anului precedent, când mai multe componente legate și de climă și de situația pandemică și de evoluția propriu-zisă a sectorului economic au pus agricultorii într-o poziție destul de dezavantajoasă pe piață, am zis că trebuie să-i ajutăm din mai multe puncte de vedere, pentru că produse creditare, ele sunt bune, ele sunt accesibile, dar asta nu e tot.
Deci există un lanț care dacă lucrează, atunci funcționează totul. Și aici anume este vorba despre partenerii care s-au oferit să participe în tombolă și să vină pentru clienții noștri cu un aport pe partea cealaltă, deci anume de desfășurarea business-ului, nu de finanțare a afacerii. Și vorbim despre parteneri care au un aport în achiziții de materii prime pentru agricultori și parteneri care vin cu soluții de investiții performante. Toți acești parteneri au venit cu inima deschisă și au acceptat colaborarea noastră într-o manieră foarte plăcută, pentru că chiar vreau să subliniez, este o colaborare dezinteresată, absolut. Deci premiile sunt acordate fiecare partener benevol, absolut, și sunt niște premii foarte interesante pentru beneficiarul final. Cine sunt acei parteneri care au acceptat să se alăture acestei frumoase inițiative? Am să-i enumăr ținând cont de tombole, da? Adică de periodicitatea extragerilor, pentru că extragerile sunt tematice, oarecum am grupat, ca să fie și mai punctat pentru client și... Mai clar pentru... Pentru cei care în final vor fi câștigători. Prima extragere a avut ca și tematică combustibil și lubrifianți, adică a fost vorba de parteneri care comercializează acest tip de produs și aici vorbim despre Lukoil, despre Veronadina și despre compania Elite Tehnica. În cea de-a doua extragere, tema a fost fertilizanți, material semincer și produse de uz fitosanitar și aici o colaborare foarte frumoasă. Avem cu Agarista Agricolă, cu Vadalex Agro și cu E-Trade, numinătorii pe piață. Chiar vreau să menționez că toți partenerii noștri sunt parteneri binecunoscuți, cu o reputație bună și cu colaborări frumoase până acum, fapt pentru care le mulțumim că au și o colaborare frumoasă și cu noi până la urmă. Cea de-a treia extragere care urmează să aibă loc la sfârșitul lunii curente este vorba despre reduceri la piese de schimb și servicii de reparații a tehnicii agricole, iar cea din urmă, de la sfârșitul lunii mai, este vorba despre reduceri pentru achiziție de tehnică agricolă. Foarte frumos. Sunt o mulțime de premii care vin în ajutorul agricultorului. Da. E interesant faptul că pandemia nu a stopat lucrurile frumoase și inițiativele frumoase din a avea loc. Cred că mai mult ați privit această pandemie ca o oportunitate de a-i ajuta pe cei care au nevoie, de exemplu pe agricultori, care a trebuit să treacă și prin secetă și prin pandemie anul care a trecut. Pentru că tot am vorbit despre câștigători, propun să urmărim ce au avut de spus câștigătorii primei extrageri, după care revenim în platou. Am accesat un credit de curând. Mulțumim pe această cale Mobias Banca pentru ajutorul acordat la momentul când am avut poate cea mai mare nevoie. Ne-au acordat o mână de ajutor și plus atât de neașteptat, dar atât de plăcut, vine și următorul cadou în formă de combustibil. Le mulțumim sponsorilor. Vreau să aduc mulțumiri companiei Mobias Bank în legătură cu aceea că de la începutul activității noastre a fost tot timpul alături de noi. Ne-a sprijinit la timp cu proiecte acceptabile din punct de vedere economic. Colaborarea cu Mobias Bank OTP Group a început odată cu dezvoltarea afacerii familiei mele și anume atunci când am avut nevoie de unele produse pe care ei ne-au putut oferi, și anume în domeniul dezvoltării agriculturii în țara noastră. Colaborăm cu Mobias Bank din 2019. Primul credit a fost pentru tehnică agricolă. În 2020 am accesat un credit pentru depozit agricol, ne-au susținut. Acum avem credit pentru mijloacele circulante și le mulțumim că au ajuns și la proiectul Gajoada Viitoare, care e foarte bine pentru toți agricultorii. Mobias Bank vine în întâmpinarea noastră cu soluții inovative și eficiente, ceea ce satisface pe deplin necesitățile companiei noastre. Am revenit în studio, am observat că oamenii au vorbit așa foarte entuziasmați, recunoscători, dar omul are în general o satisfacție atunci când participă și mai și câștigă, mai ales că acest ajutor o să fie de mare folos în business. Participanții au fost în general, pentru că au avut loc până acum două extrageri, respectiv două mânări de premii, participanții au fost mai mult de la sat sau de la oraș? Cine s-a implicat mai mult? Cine a reacționat mai mult? Participă în tombolă
toți clienții Mobeas Banca care contractează un credit în perioada promoțională și activează în domeniul agriculturii. Și aici, bineînțeles că preponderent este vorba despre business-uri din zona rurală. Da. Da? Business-uri de diferite mări. Da, da? Da. Vorbim de la business-ul mic până la business-ul mediu, mijlociu, chiar spre mare. Fiecare are o șansă de câștig. Poate chiar și mai multe șanse, în dependență de numărul de credite contractate. Regulile tombolei sunt destul de simple și accesibile pentru fiecare care dorește să le cunoască în detaliu. Premiile acoperă, cel puțin după prognoza noastră, în jur de 40% din participanți, adică șansa de a câștiga un premiu este una destul de mare. Și asta iarăși datorită partenerilor noștri care au fost foarte generoși la capitolul de număr de premii. Apropo, pot lua credite doar cei care sunt înscriși ca agenți economici sau și persoanele fizice pot face asta? Pot face acele afaceri înregistrate oarecum sub o formă de organizare conform legii, da? Adică aici vorbim și despre persoane fizice cu activitate de antreprenoriat, adică întreprinderi individuale, gospodării țărănești, cât și deja de companii în toată legea, cum ar fi SRL-urile, SAUR-urile, cooperativele agricole. Am înțeles. Da. Și, apropo, cred că regulamentul poate fi văzut de toată lumea pe pagina online. Da, accesibil pentru oricine. Dacă ar fi să continuăm discuția despre cea de-a doua extragere care a avut loc de curând, apropo, câți oameni au participat și câți au ales cu premii? Participanții au fost până în 50 de clienți, iar premii au câștigat 21. Aici vorbesc despre numărul de participanți de la începutul promoției, adică de la începutul tombolei. Sunt eligibili pentru participare toți cei care au contractat credite începând cu începutul campaniei. Adică dacă nu a avut șansa de a câștiga în prima extragere, participă în cea de-a doua, a treia, a patra. Și încearcă norocul până la urmă. Sigur că da. Pentru că tot am vorbit despre cea de-a doua extragere, propun să urmărim și ce au avut de spus câștigătorii care au fost premiați de curând, după care revenim și comentăm. Da. Am accesat un credit de 400.000 pentru circulante și datorită la asta am participat la această tombolă. Am câștigat cardul discount 20% de la Vadaleți, de procurare. Sperăm să ne folosim, să avem folos. Я являюсь клиентом Mobeas Bank, и мне очень приятно то, что всегда девочки все делают вовремя и благодарны, что дают нам кредиты, и мы можем работать, обрабатывать наши поля. Ну и suntem clienți de 9 ani de zile. Din 2012, în momentele grele, am primit credite operativ, cu înțelegere reciprocă și prelungim. Folosim momentele de creditare referitor la cumpărare tehnicii. Orice ajutor, orice susținere din partea băncii e binevenit. Anul acesta, oricare premiu, oricare ajutor este binevenit, indiferent sub ce formă, bănească, semincer sau de genul îngrășămintelor sau fungicidilor, cum în cazul nostru. Și, mă rog, dacă am avut noroc, de ce suntem prezenți aici? Am revenit în platou. Din nou, oameni foarte fericiți, satisfăcuți. Ați reușit să stabiliți deja o relație de prietenie în care au încredere în serviciile oferite de bancă, intuiesc. Da, desigur. A fost o mare plăcere să avem o întâlnire personală, pentru că iarăși vorbim de situația curentă în ultima perioadă, ele au fost destul de rare, contactele de la om la om, și a fost o oportunitate de a avea totuși o apropiere reală, nu doar una virtuală, o mare plăcere de a cunoaște acești oameni în persoană. Câte extragere mai urmează? Mai urmează două extrageri, da. Deci, după cum spuneam, următoarea vizează reduceri la achiziție de piese de schimb și reparații de tehnică agricolă și aici colaborăm în parteneriat cu compania Elitehnica și cu Agropiese Tăgăr. În cea din urmă extragere, care se referă la reduceri la achiziții de tehnică agricolă,
Partenerii noștri sunt Agroprofi, Elitehnica, Carvidon Service și Vadalex Agro. Am înțeles. Oferta este valabilă până la sfârșitul primăverii? Da, până în 31 mai. Uh-huh, am înțeles. Deci este odată așa ca oamenii să se poată orienta. Exact. Până când mai am timp să aplic. Exact. Care sunt beneficiile creditării oferite de Mobias Banca OTP Group? Iarăși, dacă vorbim despre beneficii efectiv pe care le simt clienții noștri, este vorba de un proces adaptat care ne-am străduit la maxim să-l simplificăm și să-l construim aproape de client, în ideea să-l limităm strict la ce este necesar pentru a lua o decizie corectă de finanțare și a limita numărul de documente în măsura în care el este reprezentativ. Uh-huh. Și aici vorbesc concret, dacă în mod ordinar am lua o listă de în jur de 10-15 tipuri de acte de la o companie pentru a face o analiză complexă de creditare, în cazul companiilor din domeniul agro, deci reducem maxim la 10, 7-10 acte, dintre care jumătate sunt acte juridice de constituire a companiei, care oricum țin de identificarea clientului ca și companie. Deci, în materie de proces, încercăm să fim aproape de client prin deplasarea la fața locului a managerului nostru agro. Uh-huh. Prin asta se scurtează procesul de comunicare și de cumularea informațiilor. E mai eficient cumva, exact, da? Uh-huh. Pentru că comunicarea la distanță pune și niște impedimente și este și obositoare. Pentru că contacte repetate telefonice din oră în oră devin deseori deja săcăitoare, hai să spun. Pe când contactul personal deschide și alte oportunități de comunicare, leagă multe lucruri una cu alta și mai oferă și impactul vizual efectiv al afacerii, ceea ce este foarte important. Cu siguranță. Da. Apropo, în 2020 ați lansat un nou concept de finanțare pentru agricultori care se numește Agrofabrica. Ce presupune acest nou concept? Când am zis de proces simplificat și de documente ca și număr reduse, am făcut referința anume la acest proces Agrofabrica. Ne-am pus ca și obiectiv să avem un format de lucru pus pe linie, ca într-o fabrică. Adică să avem niște reguli foarte clar definite. Și o denumire sugestivă. Exact, da. Și să fie cumva pentru toți înțeles că este o abordare specifică domeniului și o abordare simplificată. Aici avem și produse dedicate. Uh-huh. Când zic produse dedicate, se are în vedere careva parametri ai produsului specific domeniului. Ca să dau un exemplu, perioada de grație, da? În cazul unui client din domeniul serviciilor, comerțului, încasările, plățile sunt lunare, da? Efectul sezonier este foarte puțin simțit. Pe când în cazul agriculturii vorbim despre până la 9 luni de cheltuieli și doar 3-4 luni de încasări. Foarte oportună este construirea unui grafic de plăți adaptat business-ului. Deci, în cazul dat, avem grație până la 9 luni la plata capitalului în decursul anului, astfel ca clientul să poată să-și facă investițiile, să facă consumurile necesare, iar atunci când este sezonul de roadă, să poată să facă achitările. Pentru că, din nou, e un domeniu specific. Exact. Și mai citisem că e vorba și de o decizie rapidă, da? Maxim o zi lucrătoare, se poate întâmpla asta, în condițiile prezentării raportului financiar. Da. Adică încercați cumva să fiți foarte aproape de agricultor, pentru că de multe ori se întâmplă că omul are nevoie astăzi de bani pentru că s-a întâmplat ceva și... Iarăși, e specificul sectorului. Da, până și abordarea clientului față de necesarul de finanțare este foarte specific. Pentru că gospodarii noștri întotdeauna mizează că se pot descurca cu forțele proprii. Și doar atunci când ajunge momentul necesității acute, apelează la noi. Bineînțeles, noi și acest aspect încercăm să îl adaptăm, să-l ajustăm, să le dăm sfaturi agricultorilor, că e bine să planifici dinainte și să ai o opțiune de finanțare disponibilă atunci când ai nevoie. Prevalidat, anticipat, pentru că conceptul Agrofabrica mai presupune și acest beneficiu, că poți să ai o limită de finanțare aprobată, care să fie valabilă pentru 6 luni, fără careva angajament contractual. Uh-huh. Respectiv, ai un termen în care, dacă apare acea necesitate, ai venit la bancă și maxim într-o zi, care este necesar, bineînțeles, pentru perfectarea contractului, ai banii efectiv. Nu ai nevoie, nu apelezi. Aha. Dar în mod normal, atunci când există această disponibilitate de finanțare,
gospodarii noștri găsesc unde să o utilizeze. Da, apropo, când vorbim despre agrofabrica, de fapt, ea e bazată pe trei componente. Da? Ține de credite pentru finanțarea activității curente, pentru dezvoltarea afacerii, dar și pentru procurarea terenurilor agricole. Da. Dacă ar fi să mergem pe fiecare dintre aceste trei componente, prin ce se deosebesc și, evident, sunt destinate foarte, din nou, specific, public țintă da, specific. Da, exact. Vorbim despre produse care sunt adaptate destinației, uh-huh. pentru ce vor fi folosiți acești bani, pentru că până la urmă, destinația influențează și plătibilitatea ulterioară, hai da. Să spunem, da? Într-o manieră mai simplă. Dacă vorbim de creditul pentru finanțarea necesarului de capital circulant, și aici este vorba despre achiziții de materie primă, uh-huh. despre aceleași servicii de reparații curente care sunt necesare. Prelucrarea de terenului, exact. Cred, da. Uh-huh. Exact. Deci, necesitățile curente acute, aici este vorba despre o finanțare în mod normal pe termen scurt sau mediu, până la un an jumătate, doi, pentru că, în mod natural, un business trebuie să fie capabil să ramburseze capitalul de lucru în decursul unui ciclu agricol. Uh-huh. Este corect așa, pentru că atunci când se accesează finanțări pentru capital circulant pe perioade mai lungi, de fapt, se întâmplă că perioadele viitoare se împovărează cu datorii ale perioadelor precedente. Aha. Dar în perioadele viitoare oricum va apărea necesar de capital de lucru și atunci ele cresc și se suprapun. Datoriile cresc, necesarul de fapt e același, dar necesarul de plată este mai mare da. Și se întâmplă un fel de supraîndatorare a clientului prin credite care, de fapt, ar fi trebuit să fie pe termen scurt. Am înțeles. De aceea este foarte importantă o finanțare corectă în ceea ce ține destinația și modul de rambursare a acestor credite. Uh-huh. Când este vorba de credite investiționale, desigur, aici abordarea este diferită și specifică, pentru că este vorba despre achiziții de utilaje, tehnică agricolă, construcții de depozite pentru păstrarea mărfii, bunurilor agricole da, sau depozite frigorifice, hangare, achiziții de bunuri imobile care urmează să fie utilizate în businessul efectiv, chiar și achiziția de bunuri de transport sau mijloace de transport care urmează să fie utilizate în afaceri. De exemplu, microbuse, da, pentru transportul muncitorilor pe câmp. Deci, când vorbim despre investiții în mediu, termenul unui credit este între 3 și 4 ani, dar noi oferim finanțare și până la 7 ani a investițiilor, în dependență de volumetria și modul în care acea investiție se rambursează și se amortizează. Deci asta înseamnă că și pe timp de criză agricultorii se pot dezvolta. Și dacă ar fi să vorbim și despre ultima componentă agrofabrică, ceea ce înseamnă credite pentru achiziționarea terenurilor agricole? Aici este un produs absolut specific domeniului. Este un produs nou pe care l-am lansat anul trecut. Nu zic că nu finanțam până acum achiziția de terenuri agricole, dar o făceam într-o manieră similară ca și creditul investițional pe care l-am descris mai devreme. Acum însă, când vorbim despre destinația terenului agricol, am ajustat unele componente, cum ar fi nivelul aportului propriu, ținând cont de faptul că terenul agricol este unul dintre bunurile care cel mai puțin se devalorizează pe piață, aș spune chiar nu se devalorizează și tendința prețului este întotdeauna una ascendentă. Uh-huh. Și în acest caz, deci, finanțăm până la 100% din valoarea terenului, în anumite condiții de structură de garanții, dar în mod normal, deci dacă ne limităm strict la terenul achiziționat, finanțăm până la 80% din valoarea lui, fără gaj adițional. Pe viitor, ce strategii își propune Mobias Banca OTP Group pentru a veni în ajutorul agricultorilor? Pentru că intuiesc că deja vă gândiți la anumite proiecte de viitor. Bineînțeles. Cu siguranță vom dezvolta în continuare acest concept pe care l-am lansat anul trecut și se dovedește a fi unul foarte oportun. Întotdeauna există mai bine. Deci nu există limita perfecționismului și ceea ce trebuie să ajustăm, identificăm tocmai atunci când colaborăm cu clienții noștri. Cumulăm feedback, momente pe care ei deocamdată poate îi deranjează, poate li se pare că s-ar putea mai bine și facem acest cumulare de răspuns
în baza căruia ulterior ajustăm produsele noastre. Deci mai nou, acum în luna martie, deja am făcut careva retușuri, am ajustat și la capitolul de structură de garanții, și la capitolul de nivel de aport propriu, și la ceea ce ține de garanții bancare pe care le pot accesa clienții noștri, de exemplu, de la stat, da? Dacă vorbim de ODIM sau de alte garanții internaționale, facilități la care pot să aibă acces. Suntem în continuă schimbare și cert este că schimbările le facem ținând cont din ceea ce ne oferă clienții noștri până la urmă. Pe timp de criză ați fost, sunteți și veți continua să fiți alături de clienții dumneavoastră. Suntem pe final de emisiune și vreau să vă întreb cu ce mesaj ați venit către toți cei care au dezvoltat o afacere în agricultură și au nevoie de susținere. În primul rând, ce vreau să le spun este un mare mulțumesc pentru curajul de care dau dovadă an de an. Și nu mă limitez aici doar la situația anului trecut, pentru că fiecare sezon agricol este o provocare. Și la fiecare început de sezon, modul în care ei abordează acest început este cu adevărat de admirat. Îi încurajez să facă investiții eficiente și îndrăznețe, anume în ceea ce privește mijloace fixe sau utilaje care ar reduce impactul climatic, care este atât de simțibil în ultima perioadă. Le recomand cu toată deschiderea să vină la Mobeas Banca, pentru că aici, chiar dacă până la urmă nu vor ieși cu o finanțare, vor ieși cu un sfat bun și cu o viziune mai nouă asupra ceea ce înseamnă finanțarea afacerii. Putem spune că Mobeas Banca OTP Group împreună cu agricultorii contribuie foarte mult la dezvoltarea sectorului per general, dar și a economiei naționale, nu? Bineînțeles, pentru că unul din pilonii de bază este agricultura în dezvoltarea economiei naționale și orice business supraviețuiește și se dezvoltă într-o conjunctură economică benefică. Iar lucrurile merg bine când tuturor le merge bine. Așa este. Doamna Maximov, vă mulțumesc tare mult pentru participarea în cadrul emisiunii. Până la urmă, Mobeas Banca, OTP Group și AgroTV Moldova rămân niște parteneri foarte importanți pentru agricultori, pentru că promovează de fiecare dată interesele acestora. Mobeas Banca, OTP Group oferind soluții de finanțare avantajoase, iar AgroTV Moldova informându-vă corect și echidistant. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Atât pentru astăzi, o seară liniștită. Vă doresc la revedere! Vestimentația prezentatoare este oferită de brandul autohton Georget. Acest program conține plasare de produs.